în implementare proiecte educaționale finanțate prin mai multe programe europene, astfel. Proiecte finanțate prin Programul Operațional Capital Uman, POCU, 2014-2020. Proiectul cu titlul Școala Bucuriei, parteneriat pentru comunitate de învățare durabilă, mai 2018-mai 2021, care are ca obiectiv general prevenirea abandonului timpuriu al școlii pentru 480 de copii și elevi aparținând grupurilor vulnerabile din comunități dezavantajate din județul Dâmbovița, zonele Răcari și Ciocănește. Proiectul cu titlul InnoPro, adică Inovație și Progres pentru o educație școlară de calitate și inclusivă în județul Dâmbovița, are o durată, deci martie 2018, septembrie 2020, care are ca obiectiv general creșterea calității serviciilor educaționale, prevenirea și diminuarea părăsirii timpurii a școlii de către copii aflați în risc educațional. Proiectul se implementează în municipiul Târgoviște, și anume școlile Tudor Vladimirescu, Matei Basarab și în alte 11 localități din județul Dâmbovița, Bucșani, Coșasca, Comișani, Conțești, Crâncurile, Graobniței, Moroieni, Mănești, Nuce, Găiești și Potoci. Proiectul cu titlul Și tu contezi, îmbunătățirea calității serviciilor educaționale pentru elevii cu dizabilități și CES din județul Dâmbovița prin intervenții armonizate cu nevoile acestora. Durata este iunie 2018-iunie 2021. Are ca obiectiv general creșterea participării la învățământul preșcolar a copiilor cu CES, asigurarea accesului egal la o educație de calitate a elevilor, cu accent pe elevii aparținând minorității rome și pe cei din mediul rural sau comunitățile dezavantajate socioeconomic. Reintegrarea tinerilor în sistemul educațional, precum și îmbunătățirea competențelor personalului didactic. De această intervenție beneficiază 15 școli din județul Dâmbovița, Școala Răzvan, Nuceri, Telești, Odobești, Școala Gimnazială Matei Vlădeanu din Cândești Vale, Școala Gimnazială Paul Bănică Târgoviște, Gimnaziala Ulm, Drăgăiești Mănești, Școala Gimnazială Ocnița, Gura Uniței și Școala Primară Ludești. Finanțate prin programul Erasmus Plus 2014-2020. Aici avem proiecte Erasmus Plus coordonate la nivel regional de ISJ Dâmbovița. Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița face parte, începând din luna noiembrie 2016, dintr-o rețea de autorități regionale europene, cu reprezentanții în 23 de state europene, prin intermediul căreia este facilitată cooperarea între instituțiile de învățământ din județ cu instituții europene și sunt implementate cursuri și activități de formare la nivel european într-un cadru comun prin programul Erasmus, astfel că internaționalizarea educației prin efectele benefice ale acesteia să devină o cale în creșterea calității educației la nivel județean. Proiectul NIOP se desfășoară în parteneriat cu 15 instituții din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, România, Spania și Turcia, dintre care 4 sunt autorități regionale, adică instituții similare ISJ-ului. Partenerii locali selectați în proiect, Școala Gimnazială Coresi Târgoviște, Liceul de Arte Bănașa Doamna Târgoviște. Obiectivul proiectului este de a dezvolta prin intermediul activităților, abilitățile elevilor și profesorilor de a folosi patrimoniul cultural și educația în vederea unei bune integrări la viața comunității școlare și lărgită. Proiectul Competențe Digitale în Acțiune. În parteneriat 15 instituții din Regatul Unit al Marii Britanii, România și Spania,
Partener local atras în proiect, Casa Corpului Didactic, Colegiul Național Constantin Cantacuzino, Târgoviște, Școala Gimnazială Șerban Cioculescu Găiești, Școala Gimnazială Tudor Vladimirescu Târgoviște și Asociația Mic Proiect. Scopul acestui proiect este de a îmbogăți formarea elevilor în privința pregătirilor pentru piața muncii prin crearea și integrarea resurselor digitale. Proiectul NITS, cei care nu sunt cuprinși în educație, nu sunt angajați, nu ocupă un loc de muncă, nu sunt cuprinși în formare, o provocare pentru Europa. O durată de 2017-2020 se desfășoară în parteneriat cu 14 instituții din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, România, Suedia și Finlanda. Partenerii locali selectați în proiect: Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Dâmbovița, Liceul Teoretic Ionica Răcari, Școala Gimnazială Matei Basarab Târgoviște, Liceul Voievodul Mircea Târgoviște și Asociația Vineri pentru Europa de România. Acest proiect urmărește să analizeze cauzele, influențele și barierele în calea educației care au ca rezultat faptul că elevii, respectiv tinerii, devin mici, adică nu sunt cuprinși în educație, nu sunt angajați, nu ocupă un loc de muncă, nu sunt cuprinși în formare. Avem după aceea proiecte finanțate prin programul Erasmus implementate de școli 2018-2019, acțiunea cheie 1 pentru proiecte de mobilitate în scop de dezvoltare profesională și personală. 26 de unități de învățământ care implementează 26 de proiecte de mobilitate, cadre didactice și elevi beneficiari de mobilități transnaționale sub forma stagiilor de practică, a cursurilor structurate și a stagiilor de observare. Acțiunea cheie 2 pentru proiecte de parteneriat strategic în scopul dezvoltării de produse educaționale de calitate și inovatoare și a schimbului de bune practici, 68 de unități de învățământ care implementează proiecte. Ca obiective, creșterea calității educației prin diversificarea activității didactice și extrașcolare și îmbunătățirea competențelor profesionale ale cadrelor didactice. Proiectul cu titlul QED, Poderea demonstrandu, Management democratic pentru o rețea educațională de calitate, implementat de către ISJ Dâmbovița, în calitate de beneficiar, prin programul de educație, burse, ucenicie și antreprenoriatul tinerilor în România. Ca obiective principale ale proiectului, acestea provin din planul managerial al instituției, activitățile de învățare la care au participat cei 10 inspectori școlari, contribuind la realizarea acestora, îmbunătățirea managementului la cele 3 niveluri, al ISJ, al școlilor și al clasei elevilor, creșterea calității procesului de predare-învățare prin modernizarea abordării învățării a sistemului de evaluare a calității în educație. Mai avem proiectul ROSE, care are ca obiectiv reducerea ratei de abandon școlar în licee, creșterea ratei de absolvire și îmbunătățirea performanței la examenul de bacalaureat. Din județul Dâmbovița, în prima rundă, sunt cuprinse 8 unități de învățământ liceal, runda a doua, 12. Prima rundă, Colegiul Ilie Caragiale Moreni, Tehnologic Bucioasa, Tehnologic Bucet, Teoretic Visarion Titu, Tehnologic Petrol Moren, Seminarul Sfântul Ioan Gură de Aur Târgoviște, Voievodul Mircea și Nicolae Cioranescu. Runda a doua, Liceul Teoretic Mihai Videl Dubișina, Ionica Răcari, Dr. Cea Angelescu Găiești, Spiru Hale Târgoviște, Tehnologic Târgășești, Aurel Brain Ubieni, Tehnologic Voinești, Ohilia de Rădulescu, Iordache Golescu Găiești, Petru Cercel, Gora Ionescu și Constantin Brâncoveanu din Târgoviște. Și se urmăresc ca rezultate probabilitatea crescută prin activități de pregătire remedială, frecvență îmbunătățită a elevilor din grupul țintă, atractivitatea mai ridicată a activităților școlare prin excursii tematice și vizite la angajatori și universități,
înseamnă motivație pentru educație mai ridicată,